cred că ați auzit despre Tatăl nostru, modelul de rugăciune trasat de Domnul Iisus. În Ioan capitolul 17 auzim cum sună rugăciunea Domnului Iisus. De la discuția cu ucenicii săi, Iisus se întoarce către Tatăl Ceresc și stă de vorbă cu El. Ioan aproape că ne invită să tragem cu urechea la rugăciunea Domnului ca să aflăm cum se roagă Iisus pentru noi azi. Ține minte, dacă tu ai uitat să te rogi în această dimineață, El n-a uitat. El te-a amintit în rugăciunea Lui azi. În acest extraordinar capitol 17, Ioan redă rugăciunea Domnului Iisus făcută pentru sine în primele 5 versete, pentru ai săi, versetele de la 6 la 20, și apoi pentru biserica sa, de la versetul 21 la 26. Întâi Iisus se roagă pentru sine. Și nu-i vorba de egoism. Mijlocirea pentru sine era esențială. Venise vremea să se ofere ca plată pentru păcatele noastre, pentru ca, privind spre cruce, lumea să vadă bogăția dragostei lui Dumnezeu. Ce este viața veșnică? Înseamnă să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat, cum scrie în versetul 3. Nu credința te mântuie, ea e doar un instrument în acest sens. Iisus, obiectul credinței tale, te salvează. Poți crede puternic, dar în lucruri greșite. Evanghelia adevărată este cea care afirmă că Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre, că a fost îngropat și a fost înviat a treia zi. Dacă accepți asta și dacă drept răspuns te încrezi în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal, ai viața veșnică. Iisus își prezintă aici raportul final Tatălui Său Ceresc și spune: am terminat lucrarea pe care mi-ai încredințat-o. Era pe punctul să facă ultimul pas necesar pentru mântuirea noastră. Evanghelia și mântuirea nu înseamnă niciodată ceva ce Dumnezeu ne cere să facem noi, ci ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru fiecare dintre noi. Noi trebuie doar să credem și să acceptăm prin credință. Apoi Iisus se roagă pentru ucenici. Se bucură spunându-i din nou Tatălui despre relația extraordinară pe care o avusese cu acest grup de oameni. Ei știau acum că El era trimisul lui Dumnezeu, așa că Iisus mijlocește pentru ei cu dragostea învățătorului pentru elevii săi devotați. Această rugăciune de mare preot a lui Hristos este și pentru noi cei de aici și de acum. El se roagă pentru unitatea credincioșilor, pentru relații pe care doar Dumnezeu le poate asigura, iar bucuria adevărată doar în Dumnezeu se poate obține pe deplin. Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai revoluționară carte pe care a cunoscut-o lumea aceasta vreodată. Mesajul radical pe care ne-l transmite este că nu te poți mântui singur. Doar Hristos poate, vrea și a făcut totul pentru asta. Acest mesaj este în răspăr cu filozofia lumii de tip fă-o singur, doar ce faci tu e sigur și bine. Iisus dorește însă a ne păstra în lumea aceasta pentru a fi martorii Lui și ai Evangheliei mântuirii sale și astfel să slujim de laudă slavei sale. Finalmente, Iisus se roagă pentru biserică. Dumnezeu își iubește poporul și pe fiecare dintre credincioșii săi, așa cum îl iubește pe Fiul Său Iisus Hristos. Ce poate fi mai minunat decât asta? Bazat pe această dragoste divină, Iisus se roagă ca și noi să ne iubim unii pe alții. Știți ceva? Aceasta este adevărata rugăciune domnească.